găsit, dragi prieteni, o alternativă în momentul în care îți lași mașina în service și ajungi să stai 2-3 zile, poate chiar o săptămână, fără mașină, este a lua o mașină de la Ego BCR. Este un BMW electric, este o mașină extraordinară, care se conduce foarte, foarte ușor, chiar și de o femeie. Eu am încercat-o câteva zile. Are, practic nu trebuie să o alimentezi, este 100% electrică, este prima firmă de mașini electrice, de car sharing cu mașini electrice 100% din România și se conduce foarte ușor. Vă spuneam, e foarte simplu pentru că nici nu trebuie să o alimentezi decât în momentul în care observi că nu mai are baterie, ți arată foarte clar pe ecran. Eu am luat-o la 95%, am mers câteva zile cu ea și încă mai am peste 50%, așa că nu trebuie să-mi fac probleme. Se deschide cu cardul de credit, este foarte important, foarte ușor. Se deschide motorul cu cardul de credit, nu se aude motorul, este atât de silențios încât practic nu-ți dai seama că ești într-o mașină. Ai senzația că ești cu bicicleta, doar că beneficiezi desigur de confortul unui automobil. Este o mașină pe care o poți conduce absolut oricând și pentru mine e foarte important și faptul că pornește foarte repede de pe loc. Eu având o mașină diesel și iată diferența fiind una foarte, foarte mare de la diesel la mașina electrică. E destul de scumpă, într-adevăr, probabil dacă o cumperi nouă, dar o poți încerca, iată, cu Ego BCR, cu ocazia celor de la Ego BCR, care s-au gândit să aducă atâtea mașini electrice în România și sunt și stații de alimentare destule în București, nu la fel de multe ca, sigur, ca benzinăriile, dar o puteți lăsa liniștiți acolo, se încarcă repede și pleci liniștit cu mașina la drum. Pentru București este extraordinară, câteva ore când aveți drumuri de făcut, dar e mai important de zis și faptul că se rezervă cam cu 30 de minute, se poate rezerva cam cu 30 de minute înainte să începi să o conduci, iar în primele 20 de minute o poți anula gratuit. Banii se iau desigur de pe card, din moment ce trebuie să ai un card de credit la tine și o poți deschide cu cardul de credit, nu mai ai nevoie de chei, nu mai ai nevoie, cred că mașinile astea sunt mașinile viitorului, cu siguranță vor fi așa, mai ales că se pare că în câțiva ani nici nu vor mai fi legale, nu vom mai putea conduce mașini diesel sau pe benzină. Dragii mei, vă recomand Ego BCR BMW electric, măcar pentru câteva ore. Ne revedem mâine dimineață!